Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am auzit la știri treaba asta cu Biden, de-a zis de doamna Maia. Mi se pare foarte tare. Foarte tare. Crezi că doamna Maia se mai spală în ureche acum după ce a auzit ce a zis domnul Biden? Băi, nu știu, dar eu n-aș mai... Da, mâna cu el, nu mă să mai spală pe mâini două săptămâni acum. Eu aș lua înregistrarea și așa asculta-o non-stop. Mamă, Maia era, cred că, în pragul leșinului. Stătea, am văzut acolo, era pus scaunul, era clipoc, clipoc. Mamă, a zis de mine, ce tare. Dar și Biden, ce-o fi cu el, că a venit în zonă, s-a văzut cu doamna Maia, s-a văzut, a fost la Kiev, am văzut. Da. A ajuns în Polonia, unde s-a oprit. Înțeleg că a vrut să vină și la Cotroceni, chiar a survolat Cotroceniu, dar n-a găsit... Adică... Da, era un zgomot care l-a încurcat. N-a răspuns nimeni. S-a speriat. Da, chiar așa. Ce mai e la Cotroceni? Mai știe cineva? Cred că nu dau seama. E o odihnă. De-o fi la Cotroceni. Vai de steluța noastră. Este mai degrabă sfărăit de motan decât de... Da. E bine. În rest, să știți că țara se dezvoltă, se fac investiții mari. În Craiova, de exemplu, ceva mai mult de jumătate de milion de euro sunt puși deoparte în sensul că se ia credit. Dar sunt antamați pentru cumpărături. Administrația craioveană vrea să ia așa, mașină de făcut brichete. Brichete din rumeguș. Se compactează rumegușul și după aia se dă foc la rumeguș. Cele că la mod acum, toată lumea apelează la treaba asta. Luca, nu. Pentru încălzire. Se ia rumeguș, crengi, se toacă, se nu brichete. Bricheți. Să că imediat cercetez. Mergeți. Deci, mașină de făcut bricheți sau brichete. 5 hidrobiciclete tip lebădă, 10 mașini de tuns iarba, un de-asta, eu vă citesc din referatul de achiziție. Caută lebede, da, sub formă de hidrobiciclete? Hidrobicicletele de tip 10 mașini de tuns iarba, un Duster la mâna a doua. Se precizează să fie second. Caută SH-uri? Da. O Dacia Docker, second hand și ea, 2 rezervoare de apă de către 80 metri cubi, și 2 bizoni americani. Nu cred. Vii? Da. Vii, pereche se caută. El și ea. Un bizon și o bizoană. Serios, mă. Neapărat băi, vorbitor de engleză, nu? Da. Gem zimbrăriile de zimbri. Da. În loc să iau un zimbru, dar nostru românesc, nu ei caută bizon american. Să nu-mi zici că de fapt e bizon, că și zimbru știi că unii mai zic bizon. Nu mă așteptam la doamna Lia Olguța Vasilescu să prefere americani în loc de români. Asta zic. Eu credeam că dânsa e pe românește până la moarte. Nu mai câteodată e pe franțuzește, îi place, am văzut. Da, sigur că da. Îi place cu tramvaiul. Cu tramvai. Permite să... Marșe din tramvai. Da. Permite să închid și mica dispută lingvistică. Zic brichete. Brichete, e corect, da? Da. Prețul pentru bizonii americani, 4.200 de euro perechea. Dar se confundă cu alea de... Hidrocicletele sunt 1.500 de euro bucata. Dacă deci, vreți o comparație și astăzi. Sunt doar imitație de lebădă, în timp ce bizonii sunt adevărați. Da, mai bine e bizon și de plastic, vor fi tot mai ieftin. E foarte interesant că pentru fiecare dintre achiziții există motivație, adică se scrie de ce e nevoie de aia, de aia, de aia, de aia, nu știu ce, dar pentru bizoni, nu. La bizon, n-au. De ce? N-au trafic acolo? Da, chiar așa. Sau iau din București de aici. Banii, cum am spus, sunt total 550.000 de euro credit. Mașina de făcut brichete este 417.000 de euro. Mă, deci dacă se descurcă fără brichete, pot să iau o mulțime de bizoni. Cineva, faceți lista aia, pune și mie 2 bizoni, te rog. Da, exact. Pui pe listă, îi pusești? Da. Lebede avem? Da. Bă, pune și bizoni. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.